Gheorghe Găinuță și Ion Josu, români vecini din satul lui. Deci, am avut ocazia, nu de mult, și asta mă interesează de un timp, să stau de vorbă că mai sunt oameni care au strâns aceste code. Ce l-a făcut pe om să-și subjuge consăteanul sau vecinul? Deci îmi răspunde unul. Da, puterea sovietică m-a făcut om. Mi-a dat pământ, mi-a dat de toate. Am avut 25 prăjini din loc. Tata a fost trimis să meargă în Canada, să lucreze câțiva ani, să cumpere niște pământ, dar între timp s-a îndatorat, a venit un bogătaș, ne-a scos din casă, pe baza împrumutului, am rămas pe drumuri, deci pe acel bogătaș primul l-am, sigur. Și mai departe, ia gândiți-vă dumneavoastră la un moment, acei săraci, noi totdeauna vorbim că cei deportați, cei chinuiți, toți au fost buni români și buni creștini. Au fost și exploatatori oameni buni. Ia gândiți-vă, unde sta cel de la coada sa pe biserică duminica? Sta printre fruntașii satului sau undeva? La cârciumă, dacă intra să-și verse amarul duminica, unul sărac, nu era scos afară dacă erau gospodari de frunte? Ca să-și are 25 de prăjini de loc, un țăran sărac trebuia să taie 5 zile țici, că la cel bogat iarna să-i dea calul arat primăvară. Dar dacă bogatul avea 10-15 fălci, când primea cel sărac plugul? Apoi gândiți-vă la anii 38-39. Cine era scos din familie la concentrare în armata română? Bogatul sau săracul? Deci ești săraci, ajungând la putere, în timpul sovietilor, aveau oarecare și ură și ciudă. Deci, foarte multă lume s-a prăpădit în 47. Chiar am venit pe lume în acel an, eu n-am avut copii de seama mea să mă duc la școală. Pentru că toți au murit, aproape. Și a trebuit să îmbrăc la școală cu cei născuți în 46. O minune că aveam bunici mai înstăriți, unul avea vacă, altul avea o loiniță și cumva, dar a rămas ceva pe suflet pentru că a trebuit să fac efortul oricare la școală să-i ajung din urmă pe cei care erau mai mărișori și zic eu că despre foamete s-ar putea scrie o carte pe baza documentelor locale. Conferințele e ca vântul. Azi a fost, mâine am uitat și s-a vorbit. Trebuie totul de așternut pe hârtie. Noi vorbim mult, asta poate, eu n-ar zice că e o conferință, hai să-i sunim pe un colocvioas, vorbim deschis, fără rapoarte, dar tragedia a fost foarte mare. Deci, încă o dată, am vorbit și anul trecut, în fiecare sat, au fost create comitete de femei pentru primărie. Aceste femei, cele mai destrabalate care au existat în satele noastre, cele mai comunizate, cele au luat pâinea de la copilaș, au lăsat, au spăturat podurile de orice grăunte și deci știți că rezultat a izbucnit și în 47 acea boală foarte cum tifosul exantematic, care au murit multă lume din urma, din rezultatul foamei și a bolii. Deci, cum se trăia într-un sat bucovinean, din regiunea Cernăuți, în 1947? Să zicem în apropierea graniței. Deci, cotele la stat trebuiau date. Împrumuturile de stat în bani trebuiau date. Corvezele la păduri trebuiau executate. În fiecare noapte se auzeau împușcături, fiindcă oamenii încet încercau să treacă granița. Unii erau prinși, unii nu erau prinși. Veșnic era o groază. Într-a treilea rând, într-a patrulea rând, vânătoarea de oameni pentru a fi strămutați în regiunile sudice al Ucrainei, știți dumneavoastră, la Herson și Zaporojei, plus tineretul dus la restabilirea minilor de carbun din Donbas, concomitent.
De cei ce s-au salvat, s-au salvat ca printr-o minune. Că așa a dat Dumnezeu. Și oamenii au fost nevoiți să scrie cereri de intrare în Colos. Și din 48, în Bucovina, aproape a început să se încheie mișcarea colhoznei. Ca oamenii să rămână fără inventar agricol, fără atelaje, fără animale, fără pământ și cam până în 52, aproape să nu primească nimic pentru lucru. Și când bețe noștri țărani au început să pensioneze după o vreme, acei primi ani de muncă în colhoz nu s-au găsit nici într-o arhivă, nu se găsesc, deci cam până în 52 s-a pierdut totul. Deci s-a lucrat de pomană pentru câteva copeici și pentru câteva kilograme de pâine la ziua muncii.